Veste bună pentru șoferii din capitală. Circulația pe strada Albișoara a fost reluată. Anunțul a fost făcut ieri de idilul Ion Ceban pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, mașinile vor avea acces liber pe porțiunea dintre bulevardul Yuri Gagarin și strada Vasile Alexandrii. În continuare, pe acest perimetru vor fi efectuate lucrări de renovare a trotuarelor și vor fi asfaltate intrările spre curțile blocurilor. Totodată, aproape de finalizare sunt și lucrările de instalare a rețelelor inginerești pe benzile de încadrare între strada Albișoara și Bulevardul Grigore Vieru. Lucrările de renovare a străzii Albișoara au fost demarate în luna august. Potrivit primarului, aceasta va fi dată în exploatare până la finele anului.